Vă salut, dragii mei! Dragilor, suntem sculați. De la ora 6 și ceva. 6. De la ora 6 și un sfert, cred. Este vinerea mare, înainte de Paști. Și astăzi mergem la țară, la tataie. Roxy a pregătit o pulpiță de miel, să-i ducem și lui, da? Ca de fiecare dată. Și a băgat-o la făcut la ora 6. Jumate, cam așa. Până în 6 jumate, da. Chiar, da. A lăsat-o de aseară la baiți, să zic așa, cu vin, cu lămâie peste, sare, cu sare, condimente, da, să stea noapte. Să o pătrundă bine, să da. Scăpăm puțin de gustul de miel. Am fost și în piață, azi dimineață. Am fost farmici, ne-am trezit de vreme și am făcut piața. Am luat o grămadă de ceapă și de usturoi pentru... Leuștean, ceapă, usturoi și patrunjel verde. Să avem pentru friptura de miel și pentru drob. Tataie și pentru noi. Da, cred că mai trebuie să luăm niște trebuie usturoi. Trebuie să mai luăm usturoi verde, da. Da. Am găsit un usturoi foarte frumos în piață, frate. Și de fiecare dată, de Paști, de Crăciun, mergem la tataie, deoarece el e singur de ceva vreme. Și îi ducem și lui una alta, deși tataie are miel. Că tataie înainte s-a ocupat cu creșterea oilor și așa mai departe, are prieteni ciobani în rândul crescătorilor de animale și a primit un dita mai mielul de la un prieten de-al lui. Așa ne-a povestit. Da, așteptăm să-l vedem și noi. Dar, na, fiind la o anumită vârstă, nu mai poate el să-și facă anumite treburi. Bineînțeles, plus că durează mult să stai să pregătești da. Mielul. Gândiți-vă că noi îl avem de la 6 și cât are tataie? 80 ceva de ani. Tataie are 84 de ani. 84 de ani și vă dați seama. Așa se gândea că face mami astăzi mielul acolo. Da, durează mult. Așa că Roxy l-a făcut de aseară, e pus la, cum v-am zis, la fezandat. Astăzi de dimineață îl băgăm cuptor. Hai să-l scoatem să... Să-l vedeți. Să-l arătăm și dragilor... Usturoi verde și de noștri ustean. Prieteni de pe YouTube. Ia să vedeți voi, dragilor, și ce... Și miroase bine. Eu nu-l voi gusta astăzi. Ce minunăție. E aici. Astăzi mâncăm. Deci, Roxy ține post. Astăzi, da. Deci asta era dita mai pulpa. Uitați-vă cât s-a strâns. Hai, bag-o la loc. Da, o să încep să mă ocup de usturoi. Ca să fie gata că de la 10 jumate vreau să plecăm la țară. Da, dragilor, pe la 10 jumate vreau să plecăm. Tataie stă undeva în județul Olt, aproape de orașul Corabia, la Dunăre. Avem cam undeva la 90 de kilometri până la el. Până ajungem, până stăm acolo, până îi mai facem una alta, când ne întoarcem înapoi acasă, ne apucăm și noi să vopsim cu ouăle, că suntem în Vinerea Mare și... Astăzi să vopsesc cu ouăle, da? Pentru că Iisus a fost răstignit vinerea. Da, e un întreg, unii zic că joi, unii vineri, mă rog, nu contează. Ideea e că astăzi, noi astăzi le facem, da? Sunt Hai. Și mai proaspete. Rămâneți cu noi că vă luăm împreună cu noi la țară. Gata, dragilor, am ajuns la țară. Din nefericire, plouă. Avem parte de ploaie. Asta este. Uite, Roxana deschide poarta ca să băgăm căruța înăuntru. Stați așa să o parchez. Noroc că am umbrelă, dragilor. Plouă destul de bine. Am aici un os pentru cățelușă. Poți să închid ăsta? Hai. Hai să-i dăm osul. Ăsta este un os de la friptura de miel a lui tataie. Hai mă, fată, mă, vină un coasă, îți dau și ție un os, mă. Hai mă, fată, mă, ia aici, ia. O, că nu-ți fac nimica, ia. Te speriași de mine.
Ia. Cam bună. A, os de miel. Acum ne uităm. Cred că aia mică. Uh-huh. Gata. Tataie, ce face? Aha. Hai că vin și eu acum. Aici avem o șaretă foarte veche, dragilor. Uitați-vă cum arăta. Și aici era fierărie. În casa asta de chirpici. Asta a fost prima casă când era tataie mic. Da? Aici stătea. Și tata lui era fierar, tata lui tataie. Și confecționa fel de fel de chestii din fier. Da, aici era fierăria, acolo undeva. Era, să și vede, era cuptorul unde făcea focul. Și înmuia, să zic, fierul ca să poată să-l lucreze, da? Uite, au mai rămas menghine și niște chestii din ăștia pe aici. Și uitați-vă ce mișto e chestia asta. Aici este pătulul cu porumb, aici ține tataie porumbul. Aici avem un nuc foarte bătrân care face nuci în fiecare an. Uite, deja a început să le facă. Da? Și ține o umbră fantastică. De obicei noi facem grătarul undeva aici și stăm în zona asta unde e nucul. Acolo era măgarul, care nu mai este acum. Da, era un măgar foarte bătrân, de la Revoluție, de la avea tataie. Și aici, în stânga, erau oile. Acum au găinile, cuibarele, în zona asta aici. Da? V-am zis, tataie fiind și foarte bătrân, nu mai poate să țină nici măgar, nici oi, nici nimic. Ține decât cățaua aia și cu găinile ăștia, atât. Într-un timp mai cumpăram noi pui de la Craiova și îi aduceam, dar nici asta nu mai facem, că nu se mai poate. Se rezumă decât la găinile ăștia care le are și la cloțele care mai scot pui natural. Na. Acum voi intra în casă. Dar voi închide, că din câte am înțeles este o doamnă în vârstă aici care îl mai ajută pe tataie și vopsesc cu ouăle sau ceva, poate nu-i convine dumneai să o filmeze. Dar vom vedea care e situația înăuntru. Ia uite ce frumoasă a ieșit. Da, frumoasă, uite ce frumoasă vede. Chiar sunt frumoase. Așa, da, să nu le dau cu ulei mai frumos. Pentru ăsta este așa, zgribulit așa este ale mele. De ce este așa, nu știu, că este eu nezică, nu știu ce-a secretul. Ale mele, ale mele toate este așa, de zgriete așa. Da, dar sunt frumoase și ăștia, zici ca un model. Zici că sunt condeete. Păi da. Zici că sunt condeete. Ia uite, în lucica asta le faceți, nu? Aceea ce le-am făcut, dacă cu mai galus, am. Cu ce le faceți? Nu, am vrut să lichid. Aha. Lichid, de la lichid, am vrut să și eu tot lichid, am vrut să. Eu vă pui cu culori. Ia uite ce frumoase aici. Sunt toate una e frumoase la el, la mine niciodată nu e zgârbunite așa și nu-mi plac. Ei, are tataie noroc de, are noroc de ouă frumoase. Nici ale mele nu este așa frumos ca ale tataie. Eu ne-am urs, au spus, uite, este cum vă ăștia, altele șmeurță la mine, șmeurță. Aha.
Mai am încă o dată să pui și mie. Mâine mâncați friptura de miel, nu astăzi. Nu, mâine. Poi mâine. Poi mâine. Aha. Da. Dacă ne-a îngrijit, nu mâncă. Da. Ne-a duminică. Că o făcut Roxy azi dimineață, e foarte bună. Aici ai o cămașă. Da, 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 și cu aia a fost lângă aia două. Se aduce mereu la cămașă. Mă, câteva, da. Mai, ne îmbrăcate. Gata, mulțumesc, mulțumesc. Ei, Tudorică, lasă-ți că le prind bine, că le dă de-o pomană. Dragilor, aici e camera lui tata, e? Aici dorme tatai, aici e camera lui. Și aici e sopa. Doi, vreau să spun Ionelii, să spun Ionelii dacă trăiești și să-mi ia prietenii tăi. Așa. Aici sunt oase pentru cățelușă. A, bun. Le pun pe alea pe landă ca să mă duc și dau acum câteva. Astea se lăsă ne spoată că ce-am cărgătești acu' Ionela de ieri. Aha. Că vrei mă înapă. Și Ionela ce-a pus să-i stampie, să-i A dus-o, i-a făcut Roxana azi dimineață. Așa, fata, îi le dă dui, le dă lui tata aici, sunt jinițe. Păi, mă uitai, era ăla cu târla de oi, în câmp, acolo. Da, da, da. Da. E lumea, pe șosea acolo. Da, da, da. Lângă pădurii pe acolo, da. Dar mulți miei are. Mulți, mulți, după pașa, acum apucă ne tăiască, dacă nu are mulți și nu-i cumpără nimeni, le rămân să știi miei, să face cu ei. Știi cât era noșanul în miel? Măricel, 700 de lei, 650, 700 de lei. Tăiat. În supermarket. Da, 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 da. Dar era măricel. Era măricel. Era măricel. La 10. Cam așa. Da, uite, stăteau acolo și nu prea îi cumpăra lumea. Nu prea îi cumpăra. Ei vor să mai am bucăți așa. Da, lumea asta că... Alții mănâncă mai mult miel, alții nu mănâncă mai mult și vor mai puțin. Și care mănâncă și ia decât o, uite, o pulpiță da, din asta da, și da, tot un cotoi de nu stă să cumpere un miel întreg. Miel întreg, da, nu, da. Așa, da. Și așa că asta e treaba. Păi da. Hai că ieșiră frumos. Ieșiră și când le dau cu ulis clipesc așa să fac frumos. Aha, și le-ai pus arăt aceea pe... Pe ăsta, ca să nu murdărim preșul, să... Ia să vups iau ansamblu. Da, da, da. Da, da, mama, e păi, uite-te, dar ce să mai fac la 80 de ani, ce să mai fac, să nu suport? Nu se știe moartea când vine și mă găsește negrijită. Aia vine pe neașteptat. Da, pe neașteptat, era așa, da, nu ne mai pregătești și noi. Nu ne dai nimica de dulce, că nu mâncăm. Asta e, a murit în somn, dar prea devreme. Da, da, da. Da, da. Prea devreme, sigur că l-a făcut din fapt în somn. Avea și copii. Asemenea, aha. Da. Ei au venit, da? Da, da, da. E bine că duce da, da. Mai departe. Aveți mai de mult, mai de mișcă, unul e mare, unul e la armată. Uh-huh. Și l-a luat și pără la să facă tot școala să, acolo. Da? Dacă a murit taso, că aia doi băieții are. Ăla mic o să rămâi aceea acasă. Dar uh-huh. Era la București, la armată, dar au venit amândoi ca poste la casă, la mare. Da. Au venit amândoi. Și v-a făcut bine? Da. Să pricepe? Da, da, da. Hai, e bine atunci. Păi am porumbi mari. Am porumbi uh-huh. Și eu, până alți mari. Da. Aia treaba. Dorică e norocos, iar de porumb frumos și are. Da, și când am spus oile jumătate, am împănat el toată ziua și am dat cu căldare. Aha, sunt frumoși, da. Fie astea și mâine de cioară. Așa mi-a făcut. Da, să vezi că noi fii în capul locului și te uiți părând, așa se învăță să vădă frumos. Da. I-am săpat mamiței într-o parcelă. Am împănat ieri, am mai pus în cuibul unde a fost scos de cios. Scos de cios. Îi scoate, a? Aoleu, prăpădul lumii a scos. Ciorile sau coțofanele? Ciorile. Au văzut coțofane, dar nu știu care fi scos, dar mai mult ciorile. Câte un pahar de suc, Andrei? Eu nu beau, dați-i lui tataie. Luați pahar, că nu, mie nu-mi este acum. Da. Ăștia sunt de post, am zis, mimic, am zis. Pune-le până mai. Bine v-am găsit, tatăie. Și vin ca să trăiască, să mâncați la urmă de cât om fi. Paște fericit, să trăiți. La fel și noi voastră. Copiii, să vă trăiască fata, să vă trăiască pentru aia socul, tatăi. Mami. Ce să facem?
așa, dă, ce să mai spui, dă foc tot așa și așa mă uit și în vopsea. Și vă uitați și în vopsea? Mă uit și în vopsea, mă fac mai roșii. Păi și de unde e datina asta? De la noi sau de unde? Da, noi din străbun, din străbun. Și când trebuie să te uiți în ea? În ziua de Paști sau când? În vii de la Paști dimineața. Așa. Atunci te uiți ea. Aha. Să fii roșu toată vara. Am înțeles, da, da, da. Așa zi obiceiul. Bun, uite să mă uit și eu. Mulțumim, tati Mirica! Cu plăcere, cu plăcere! Auziți, Roxy, când vii de la Paști, să-ți păstrezi vopsea de ouă și să te uiți în vopsea, să fii roșie toată vara, la față. Sănătoasă. Sănătoasă, da, asta zic. Da. Da, să fii roșie toată vara, la față. Îți mai dau eu un vin roșu, dacă te uiți și în vopsea, o să fii roșie toată vara, la față. Ia uite ce frumos ieși. Poate că călcați pe ce? De mâncare? Da. Păi arunc-o atunci. Aici mai are tataie două camere. Aici. Asta nu se mai poate deschide. Și aici are beciu tataie. Deschizi asta așa și jos acolo e beciu. Și aceea e curtea din spate. Ia uite ce secera are tataie aici. Mai trebuie ciocanul. Și aici e grădina cu flori. Primăvara aici e plin de zambile și de lalele. Acum văd că au înflorit bujorii ăștia. Ia uitați-vă ce frumoși sunt. Sunt superbi. Are și niște viță de vie pe aici. Și niște trandafiri. Undeva acolo. Hai să vedem și trandafirii. Ia uite ce frumoși sunt trandafirii ăștia. Ia uite. Mai sunt niște bujori acolo undeva, roz. Frumos. Na. Îmi pare mie rău că e foarte departe de Craiova, că dacă era la 50 km de Craiova, altfel stătea treaba aici. Dar e departe, rău. Sunt 90 de kilometri. Na. Asta e. Dar e foarte frumos aici. Mie îmi place maxim. Chiar dacă nu e totul bine pus la punct cum ar trebui, dar de fiecare dată când vin aici, chiar nu știu, mi se încarcă bateriile. Așa e foarte, foarte frumos. Acum latră câinii ăștia, dacă n-ar lătra câinii ăștia, ar fi o liniște aici și... Na, frumos! Mai stăm ce mai stăm aici, cu tataie, după care mergem acasă și ne apucăm și noi să vopsim ouăle, deoarece... Astea sunt în plan astăzi. Vopsitul ouălelor. După care mâine se face drobul. Astăzi o să vopsim decât ouăle. Să vedem în ce culori le va face Roxy. Îl văzui pe la roz. Îl văzui, îl văzui. Dar îmi place ăsta alb mult de tot. Aici e și un cireș. Uite ce frumos e. Hala. Uh-huh. Da. Sunt frumos albi ăștia. A fost mai mult de aia roșie, dar văd că au mai pierit ceva. Ăștia sunt crini aici, dar încă da. Nu sunt... Uite, sunt
Nu, nu, încă nu sunt să-și dea drum mai încolo. Da. Vulpile au mai venit pe aceea? N-am mai văzut. Nici dihori? Ori apare noaptea, cumva, nu știu ce, da. Dar oricum, puișorii sunt deja mari acum. Toate ele. Păi ce dacă e mari? Nu? Și le ia imediat, a? Și curca oia. Pe cuvânt? Da, acum. Divor, curca oia, curca, ce mai. La un om, de-o seamă cu mine, un leac, am eu așa ziceam, leacului, i-a luat pe iarna, i-a luat curca noapte. Păi ai dita mai pasărea, vorba aia. Curca, dar faza știi care e? Că nici nu o mănâncă de tot. Nu, o spinte cu o omoară și... Mănâncă ce-i place și... Ce-i place și pe aia pleacă. Și pe ce l-a depistat, dacă a fost zăpadă, l-a dus pe urme, că a picat sânge pe urme. Și de la el, din curte, tocmai la un fundul grădinii, un stoc de paie vechi, acolo a avut scorbura făcut. Lângă scorbura acolo, se ne mereau ei cu cursele, cu alți oameni. Și l-a strigat pe la avea și era un câine bun și el un câine bun. Bă, uite, 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 ha, bun. A luat un câine în partea, unul în partea asta, am luat la dat afară și cum a gata la un tins câine. Da, dacă, deci l-a prins? Da, da, dacă este numai un câine și nu e bun, îl mușcă de nu fac fel de... E foarte rău. Da. Cum, și, cum și, mai... Și e un ăla, nici cât pisicul nu e de mare. Da, îl știu cum arată. Da, aia treabă. Cu ochiul cum mai sunteți? Rău. Rău. E rău când merg pe drum. Mi se cerne așa vederea, nu. Dar nu mă doare, nu mă ușor decât în ea vederea, dar șalele mă, vai, șale mor de șale. Tataie, șalele mă dor și pe mine, dar prima ta. De. Nu știu. Aceea, în partea de jos, deasupra, de aceea jos, aha. Acolo, uite, da. Aici. Da, da, da. Aici. Și de multe ori mi se lasă și pe picioare la mine. Da. Da. Bă, când m-a lovit prima dată romatizul, se scotea la orceagă. Și a spus, biată fomea mea, singură două globale de orceagă, numai singură. Și eu am stat o lună și o săptămână. În pat. Toată luna lui august în pat și în septembrie, o săptămână. Și dacă am văzut, a venit un doctor de era de la noi, de aici era la Caracal doctor. Și venea la studiu, unde făcea consult. Câine, câinește, m-am suit în droagă și m-am dus cu fomea. Bă, cât m-a zdruncinat droaga, nu mai puteam de piciorul ăsta, plângeam. Și nu era asfalt, era pietri pe sus. Și tot zdruncinând așa, până acolo mi-a luat dorul. Și când m-a dus la doctor, nu am mai dorul deloc. Și i-am spus, domnule doctor, uite, E, probabil că s-a așezat ceva acolo, din zdruncinăturile alea. Nu s-a așezat, că n-a fost rupt nimic, dar era decât rupt. Bă, și ce ne-a făcut ăla, că cred că vreo 10 ani n-a mai avut nimic. Și m-am dus iar până deală, toamna, până la Coceni, globale, multe, treabă multă la colectiv. Și iar am răcit și am romatizul și până la mâini și până la capul ăla, că de-aia îmi vâzea așa capul. Da. Da, uite că am ajuns până acum. Eh. Ce-o mai fi de acum încolo, e că știi. Ce să fie? O să fie mulți ani de acum încolo. Să dea Dumnezeu să fie. Dar să fie sănătoși. Hai. Da. Și de Paști vă duceți la înviere sau vă duceți dimineață după aia? Nu, mă duc. Dimineață? Dimineață, la Paști nu mă duc. Nu vă duceți noaptea? Nu mă duc, e greu. Vă cred. Acolo. Da. Dimineață împărțiți? Da. Da. Da, da, da. Na. Și s-a mai dus un an în viață. De tataie, asta e, trece timpul. Da, bă, da, repede, bă. Păi... Când eram tiner, nu mi se părea așa că trece anul. Nu mi se părea. Dar și ce e nasol, că nu ne spune că trece. Nu vezi că acum e iarna, acum e vară. Da. Da. Hai.
Bă, ție ți-e frică să stai de aici, mă? Ți-e frică să stai de aici? Uitați-vă, dragilor, ce frumos este porumbul lui Tatai. L-a săpat, ia uite ce frumos e. Ia uite. Și când te gândești că ăsta la vară se face mai înalt ca mine. Ia uite. Numai porumb a pus aici. Acolo undeva are ceapă, hai să vă arăt și ceapa. Aici tot porumbare, în grădina asta. Aici a pus niște cuiburi de roșii. Da? Și aici este ceapa. Ceapa și acolo usturoi. Da, are fântâna acolo cu care să le ude. Ce putere are tata-i, om la 84 de ani. Nu-l dai pe unul de 50. Iată, are săpăligă aici, paca-paca, și-și face omul treaba. Ce faci, mă, fată? Gata, dragilor, plecăm de la țară. Cam asta a fost vizita la Tatai, i-am dus tot ce avea de dus, i-am urat sărbători fericite și acum mergem acasă să ne apucăm și noi de ouă. Ne auzim la clipurile următoare. Dați și voi click pe clopoțel, abonați-vă la canal, pentru voi gratis, pentru noi înseamnă foarte mult și vă doresc multă sănătate. Să ne auzim cu bine la noi și noi episoade. Bye!